Astăzi îl avem ca invitat în emisiunea noastră pe fratele Vasile Tofan, evanghelist, om al lui Dumnezeu, care Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, îl folosește foarte mult pe câmpul Evangheliei, în via lui. Fratele Vasile, am vrea să, în câteva cuvinte scurte, să ne vorbiți despre viața dumneavoastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și apoi cum L-ați cunoscut pe Dumnezeu. Deci, un bun găsit, spun și eu, tuturor celor care ne urmăresc, care ne ascultă. Deja mărturia mea este arhi cunoscută pentru că e postată pe internet de foarte multe ori. Dar pentru cei care poate nu cunosc, pot să vă spun că m-am născut în Galați și am început sportul de performanță la o vârstă tare fragedă, la 15 ani. Foarte interesant că eu n-am început cu boxul de performanță, ci am început cu fotbalul. Am practicat, cred că vreo 2 ani, 3 ani de fotbal, după care o întâmplare nefericită m-a dus în clubul de box din Galați. Acolo au început să vină rezultatele. În anul 1985 câștigam o medalie la campionatele naționale de juniori, am fost selecționat în lotul național și acolo întâlneam pe cei doi campioni mondiali de mai târziu, Francesc Vaștag și Mihai Leu. Desigur, mai târziu am fost coleg și cu ceilalți boxeri, Leonardo Roftei și alți boxeri de... Vorbiți de nume mari, de calibru puternic. De calibru puternic, da. În anul 1992 atingeam cel mai de vârf, vârf de piramidă, să spun așa, când la București deveneam campionul României, numai că, din păcate, brigada de arbitri n-au vrut să-mi dea titlu, acolo a fost ceva extra. Acum au fost plătiți, nu au fost plătiți, nu mai contează. Mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. Cert este că mă întorceam la Galați cu titlul de vicecampion. Eram foarte dezamăgit, am fost foarte dezamăgit pentru că am muncit foarte mult în anul acela și asta a produs o frustrare extraordinară în inima mea, care a dus la plecarea mea din țară. În anul 1993, după o întâlnire pe care am avut-o cu cineva în orașul Galați, un om, respectivul m-a convins că mă poate duce în Germania și acolo să facem o carieră. Era visul meu. Sportivă, desigur. Lucram pe atunci în Ministerul de Interne, am fost o scurtă perioadă în curtea lui Dinamo, am întors la Galați, am fost angajat în Ministerul de Interne și mi-am dat demisia, am plecat spre Germania, numai că pe drum lucrurile s-au schimbat. Socoteala de acasă nu s-a mai potrivit cu cea din târg. Omul respectiv m-a convins că e mai ușor să facem bani într-un alt fel decât muncind cinstit. Clar că nu eram obișnuit cu așa ceva, dar aveam o dorință aceea de a-mi face un nume. Eu nu știam la vremea aceea nimic de Dumnezeu. Eram un creștin tradițional, nu cunoșteam nimic din ceea ce scrie această carte, Biblia. Dacă vreți, îl cunoșteam pe Hristos după, sau pe Dumnezeu după învățăturile începătoare ale lumii. Nu lua, nu gusta, nu fă aia, nu fă aia la altă. Tradițiile, da. Am acceptat, e poveste lungă, ajungeam în Germania, spărgeam 2 magazine de bijuterii, acolo am fost prins la cea de-a doua spargere, am fost arestat, aveam 24 de ani. Am fost închis, numai că în acea închisoare am găsit această extraordinară carte, Biblia, pe care n-am știut să încep a o citi. Am crezut că Biblia se citește ca orice carte de la început. Eu am început așa, am încurcat rău de tot în cele 5 cărți din Vechiul Testament. Și minunea a fost că în acel penitenciar Dumnezeu a trimis un om care m-a ajutat să înțeleg Scriptura și, de fapt, acest om m-a ajutat să-L descoper pe Dumnezeu. În acel penitenciar eram un om născut din nou, deveneam Dumnezeu, mă năștea din nou și sădea în inima mea credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. Acesta este Vasile Tofan, care astăzi este un slujitor al lui Dumnezeu pe ogorul Evangheliei, într-un mod deosebit în penitenciarele din România. Și desigur, acolo unde Dumnezeu mă trimite, merg să vestesc cu bucurie nimic altceva decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede? Cum v-ați întâlnit cu Biblia prima oară în pușcărie? V-a dat-o cineva sau veniți da, misionar? Da, nu. Foarte interesant că, fiind foarte afectat de faptul că ai mei nu știau unde mă găsesc, că după prima spargere am trimis ceva bani acasă, acum eu n-am spus că am spart un
magazin de bijuterii, am spus că am câștigat un meci, că eram priceput la minciuni și eram foarte afectat că soția mea, eram căsătorit, nu știa nimic, părinții nu știau nimic. Și într-o zi a venit un român și a spus, uite, am găsit o Biblie la biblioteca penitenciarului. Era în limba română și urma să plece în România românul respectiv, trebuia să fie expulzat. Și a zis el, nu iau cartea asta cu mine, vă las vouă. Și am întins eu mâna și am luat cartea aceea. În felul acesta m-am întâlnit cu Biblia. Eu nu știam nimic de Biblie, știam doar de la bunica mea că Biblia trebuie începută cu prima pagină și terminată cu ultima, altfel era prăpăd. Adică Dumnezeu te pedepsea. Asta mi-a rămas în minte de la bunica mea. În felul ăsta m-am întâlnit cu Scriptura, n-am știut că de fapt Biblia trebuie să începe a o citi din Noul Testament, nu din Vechiul Testament, ca să o poți înțelege, dar omul acela pe care Dumnezeu l-a trimis acolo m-a ajutat să descoper toate astea. Deci, practic, Cuvântul lui Dumnezeu, într-un cuvânt să spunem, are putere să schimbe, indiferent de persoană, indiferent de cât rău a făcut, indiferent de câte păcate pe care dumneavoastră înainte nu le considerați păcate, probabil nici măcar nu vă mustra conștiința pentru ceea ce făceați. Credeți că în continuare, spun asta pentru că sunt oameni care spun căci Dumnezeu nu mai lucrează, între ghilimele, cum lucra pe vremuri, cum lucra, să zic, pe vremurile dinainte. Vorbesc de acum 50 de ani, cu 100 de ani, cu părinții noștri, cu bunicii noștri. Adică Biblia este concretă și clară. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este neschimbat, cel care se schimbă este omul. Cuvântul lui Dumnezeu are același impact care avea pe vremea, să zic, lui Moise, lui Pavel, lui Apollo și ceilalți apostoli pe care Dumnezeu a lucrat și se vedeau semne, se vedeau minuni, se vedeau lucruri extraordinare în viața lor? Într-adevăr, Dumnezeu rămâne neschimbat, așa spune Biblia. Totuși, Dumnezeul noului legământ e diferit de Dumnezeul vechiului legământ. Dacă privim atent în vechiul legământ, vedem că Dumnezeu se descoperă pe un munte de unde ieșea foc, pietre, era o imagine grozavă. Am putea spune că Dumnezeu s-a descoperit atunci în măreția Lui. Era un Dumnezeu înfricoșător. Au și spus la un moment dat să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că murim. În nou legământ, Dumnezeu se descoperă printr-un prunc, într-o iesle. O altă imagine, este un Dumnezeu al dragostei. Este un Dumnezeu care vine să caute omul. Vine să se apropie de om și se apropie prin cuvânt. Deci, personal cred, desigur că pot fi excepții, nu contest asta, dar nu e regulă. Nu cred că există mântuire fără cuvânt. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Deci, e foarte importantă cartea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mântuirea omului sau în sufletul omului, de a fi mântuit, în salvarea omului, sigur. Deci, cu alte cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este relevant și astăzi și pentru generația de astăzi. Absolut. Și poate schimba generația. Absolut. Dumnezeu schimbă viața omului prin cuvântul său și vă pot spune asta din experiență. Până să se producă nașterea din nou, am citit de multe ori Noul Testament. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, când ucenicii au fost botezați în Duhul Sfânt, acolo scrie cu Duhul Sfânt, corect este în Duhul Sfânt, pentru că botezat înseamnă a fi cufundat. Nu poți să zici că a fost cufundat cu Duhul Sfânt, ci în Duhul Sfânt. Până la momentul acela, ucenicii au petrecut 3 ani jumătate cu Domnul, care era cuvântul, da? Spune Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și e foarte important cuvântul, pentru că Dumnezeu te naște din nou prin cuvânt. Cuvântul este ca o apă care începe să spele lăuntrul omului. Foarte mulți oameni nu țin seama de lucrul acesta, și se produce o transformare exterioară. Și am întâlnit oameni din ăștia transformați pe din afară, dar nu pe dinăuntru. Când accepți transformarea asta în afară, devii un mare fariseu. Adică tu ești atent la exterior,
dar de fapt Dumnezeu, și a și spus-o Domnul nouă dată, Dumnezeu vrea să schimbe lăuntru, pentru că de acolo pleacă transformarea. Dacă nu pleacă, exact, din interior în exterior. Dacă nu pleacă din interior, e o problemă. Mai devreme sau mai târziu clachezi sau devii un om religios. Din păcate, foarte multe adunări sunt pline de oameni religioși. Oameni care sunt înveșmântați pe din afară cu Dumnezeu, dar nu pe din lăuntru. Ați atins un punct sensibil aici. În bisericile lui Dumnezeu se strecoară și probabil întotdeauna s-au strecoarat, ca și în biserica primară. Biserica primară nu a fost perfectă. Ei și-au recunoscut greșelile lor, în care carențele pe care le-au avut. Totuși, ce a spune oamenilor care spun că au citit Biblia, chiar de mai multe ori am întâlnit oameni atei, sceptici, agnostici, oameni care ei zic au încercat să-L cunoască pe Dumnezeu, au citit Biblia chiar de nenumărate ori, dar nu au înțeles mai mult, nu au înțeles nimic, ba mai mult, spun că datorită Bibliei au devenit atei. Da. Nu cumva e vorba de lipsă de sinceritate în a-L căuta pe Dumnezeu, pentru că ați pomenit acum câteva minute că schimbarea începe din interior și mă gândesc că vă referea și la sinceritate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel care mă caută mă va găsi. Cel ce se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu se va apropie de el. Vedeți dumneavoastră, de mai bine de 20 de ani, vestesc Evanghelia printre deținuți, printre oamenii care sunt în penitenciarele din România. Și ceea ce punctez și am punctat de multe ori este felul în care omul se apropie de cartea aceasta. Biblia este o carte ascunsă, Biblia este o carte închisă, Biblia este o carte în care sunt taine. În momentul în care omul deschide cartea aceasta, Dumnezeu privește în inima lui și pune o întrebare. Numai Dumnezeu știe răspunsul, dar Dumnezeu se uită în inima omului. De ce ai deschis această carte? Păi pentru a cunoaște, pentru a căpăta, cultură, sau pentru a mă informa cu cunoștințe biblice. Biblia nu se deschide. Deci Biblia pentru tine rămâne o carte închisă. Păi pentru a ști să răspund la nu știu ce întrebări, sau pentru a contrazice pe unii și pe alții. La fel, Biblia rămâne închisă pentru tine. În momentul în care omul se apropie de cartea asta cu dorința de a-și mântui sufletul, cu dorința de a rezolva problema păcatelor, da? Pentru că omul este un om păcătos, și mă apropii, când deschid cartea aceasta, așa am deschis-o eu. Eram în acel loc, eram zdrobit de povara păcatelor care mă apăsau, de împrejurarea în care mă găseam, și am deschis cartea asta ca să îl caut pe Dumnezeu. Aveam nevoie de ajutor. Doamne, te rog, ajută-mă! Aveam nevoie mare de Dumnezeu și mai mult este că am vrut să îl descoper pe Dumnezeu în splendoarea Lui, ce a făcut El. Nu știam nimic de Dumnezeu. Nu știam de ce a înviat Hristos, de ce a murit Hristos. Nu știam ce înseamnă Paște, nu știam ce înseamnă nașterea Domnului Iisus. Abar n-aveam de toate astea. Deci e important să ne apropiem de această carte cu sinceritate. Credeți? Și cu dorința de a-L găsi pe Dumnezeu, de a-L cunoaște, de a-L cunoaște pe autorul Bibliei perfect. Credeți că Dumnezeu s-a folosit de această conjunctură negativă, aș putea să zic, frământarea aceasta, care probabil în acele momente era o infinitate, deci a știut când începe, dar nu știați când se termină, de această nenorocire, ca să zic, cu siguranță a numit-o așa, ca prin lucrul acesta negru să vă aducă pe calea Lui? 100%. Sunt oameni 100%. Care zic, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu dacă iubește pe om, indiferent că e ateu, indiferent că e om care îl bleastă pe Dumnezeu, nu permite să ajungă în închisoare, nu permite să aibă cancer, nu permite să aibă anumite lucruri rele, negative în viața lui. Tocmai că Dumnezeu este dragoste, permite asemenea împrejurări în viața omului, asemenea lucruri care se întâmplă. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat a trebuit cineva, m-a rugat să țin un copil care a fost operat de amigdalite. Dacă nu-l opera, infecția se ducea și putea muri copilul. Pe atunci, dacă m-ar fi văzut cineva, uite ce om rău, sau chiar copilul, dar eu din dragoste, din dorința de a-l salva, l-am ținut. Da? Și sau un tată poate să își corecteze copilul tocmai din dragoste de a-l salva de la un mare pericol. Da, cu siguranță Dumnezeu a îngăduit momentul acela și a dus poate momentul acela. Eu m-am adus aminte de o întâmplare, aveam copil, cred că aveam
8 ani, 9 ani, nu știu dacă aveam 10 ani, acolo. Mi-am adus aminte foarte interesant, chiar acolo, în acea închisoare, de o întâmplare. Eram la Galați, unde m-am născut, și stăteam cu mai mulți copii de vorbă. Țin minte incredibil de bine imaginea asta, dacă închid ochii eu și văd. Și la un moment dat eu le spuneam copiilor, măi, voi știți că Dumnezeu o să vină pe pământ și pentru că El va trebui să lupte cu Satana. Acum eu nu știam de unde știu lucrurile alea, probabil că de la părinții mei. Și le spuneam copiilor, uite, Dumnezeu o să vină la fiecare dintre noi, o să bată la ușă ca să ne ceară puterea. Și dacă tu îi dai puterea, eu îi dau puterea, mulți oameni îi dau puterea, el o să fie puternic și o să-l învingă pe Satana. Și am întrebam atunci copiii, tu ce ai să faci? Tu ai să-i dai? Nu mai știu ce răspundeau ei. Dar mi-aduc aminte ce am răspuns eu. I-am spus, eu am să-i dau puterea mea, pentru că el o să fie puternic, și după ce o să-l învingă pe Satana, o să vină și o să-mi dea mai mare putere decât i-am dat. Ce frumos. Un copil, da? Frumoasă un copil. Analogia. Asta a fost o prorocie, de fapt. A fost o dacă vreți, o traitorie care... ceva care arăta spre întâlnirea mea cu Dumnezeu, pentru că asta s-a întâmplat, de fapt, în acea închisoare, când într-o dimineață m-am plecat pe genunchi și am pus viața mea în mâna lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, uite, până la 24 de ani, câți ani aveam, am crezut că știu să-mi conduc viața și am adus-o într-un penitenciar și gata să se distrugă. Acum, Doamne, iau mâinile de pe viața asta și ți-o încredințez ție. Și mă bucur tare mult că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, deși atunci când am ajuns în penitenciar am fost dărâmat, adică eram singur om din tot neamul meu care am ajuns într-un astfel de loc. Nici de atunci, nici după aceea nu s-a mai întâmplat asta. Simțeați în familia vinovat. Mea. Mă simțeam vinovat. Fratele meu lucra în Ministerul Apărării Naționale, avea o funcție destul de importantă acolo. Practic ați pătat și puțin pătat imaginea familiei. A fratelui meu chiar a fost chemat la București, la minister, și s-a dus la cunoștință că m-a ajuns în închisoare. Dar după aceea am fost atât de recunoscător lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, în acea închisoare, și prin această carte, eu am găsit un răspuns la trei întrebări pe care omul ar trebui să și le pună în viața pe care o trăiești. Cine ești? De unde vii? Și încotro mergi? Biblia este singura carte din lume care dă răspuns la aceste trei întrebări. Cine ești? De unde vii? Și încotro mergi? Biblia spune că suntem creația lui Dumnezeu, în păcat ne-am născut, da? În păcat ne-am născut și ne arată că Iisus a venit să ne mântuiască de păcatele noastre și s-a lăsat la ceruri mergând să ne pregătească un loc. E foarte important să găsim răspuns la aceste trei întrebări și îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-am descoperit și le-am găsit în această carte. Referitor la analogia care a spus-o înainte despre când ați fost copil și ați vorbit cu oameni despre Dumnezeu și despre Satan, despre această luptă, mai târziu, în închisoare, când Domnul v-a născut din nou, ați citit Biblia, ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu și ați văzut că nu este o luptă între Satan și Dumnezeu, pentru că Domnul Dumnezeu este Cel care a biruit. Toată Apocalipsa, toată Biblia vorbește despre victoria Domnului Iisus Hristos, despre mântuirea care este prin Domnul Iisus Hristos și cu siguranță ați spus lucrurile astea și celorlalți. Ați avut mai mult zel să evangelizați, pentru că știți că Domnul Iisus Hristos este Cel care a învins. Da. De fapt, acolo în închisoare am aflat că este o luptă între cel rău și sufletul omului, pe care cel rău vrea ca să-l câștige. Omul este o cetate pe care vrea să o câștige cel rău, dar pe care vrea să o câștige și Dumnezeu. Sau vrea să o câștige Dumnezeu și vrea să o câștige și cel rău. Depinde de cui deschizi ușa. Omul este stăpânul cetății, da? Omul hotărăște în sensul că el e arbitru, dar avem liberul acest decide arbitru, el decide, dar Dumnezeu nu intră cu forța în viața unui om, diavolul a intrat cu forța în viața omului, dar Dumnezeu nu intră cu forța și atunci omul este acela care deschide ușa fie lui Dumnezeu, fie celui rău. După ce am citit cartea aceasta, am ales ca Dumnezeu să devină stăpânul acestei cetăți. Adică acestui trup care, de fapt, așa cum spune și Biblia, este templul Duhului Sfânt. Și atunci, clar că bătălia este acum între om și cel rău. Și în funcție de ascultarea omului, omul câștigă sau pierde.
desigur, ascultarea de Dumnezeu, în funcție de pe cine asculți, ca acela, pe acela îl crezi, pe cine crezi ca acela devii, ca cine devii, cu acela locuiești pentru veșnicie. Ați atins un punct foarte important și anume că sunt oameni care ascultă de Dumnezeu și li se schimbă, li se transformă subit și instantaneu viața, cum și dumneavoastră vi s-a întâmplat. Dar sunt oameni care spun că eu am auzit cuvântul lui Dumnezeu, eu am auzit preoții vorbind, am văzut, dar nu mi s-a schimbat viața. E diferență între auzire și ascultare? Pentru că practic toți aud cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă nu aud cuvântul lui Dumnezeu și nume la biserică, Dumnezeu ne vorbește prin natură, prin conștiință, prin fenomenele naturii, prin sănătate, prin lipsa sănătății, prin închisoare, uite. Sigur, sigur, clar că este o diferență între a asculta și a auzi. Acum, atunci când omul aude Evanghelia, el hotărăște, avem și pilda Domnului Iisus cu acele patru feluri de sămânță care cade pe pământul stâncos și așa mai departe. Deci omul este acela care lasă să rodească sau nu sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Dar aici depinde foarte mult de modul în care omul se vede. Primul pas al pocăinței este de a conștientiza că ești un om pierdut. Da? Asta e primul pas, de a conștientiza. Ești un om păcătos, dar nu... Am întâlnit oameni care, când le-am spus, sunteți un om păcătos. O, zice, toți suntem păcătoși. Când ai spus, toți suntem păcătoși, tu iei la grămadă. Când ai spus, eu sunt, iei atunci în mod personal. Asta e foarte important. Și citind cele patru evanghelii, în mod deosebit Evanghelia după Ioan, în fața mea s-a ridicat un munte de păcate. Până să ajung în acel penitenciar, mă gândeam că nu sunt chiar atât de păcătos, că nu omorâsem pe nimeni, asta știam de la mama mea. Da. N-am desfăcut casa nimănui, cum spuneau oamenii, sau cum fac alții. Dar când am citit cuvintele Domnului Iisus, vă spun că în ziua judecății, cuvintele Domnului Iisus din Matei 11 sau 12, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Și asta s-a întâmplat, că mulți se întreabă de ce au murit 6 milioane de evrei. Pentru că ei singuri s-au blestemat. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Iată, din cuvintele tale vei fi scos fără vină sau vei fi osândit. Deci e important să-ți vezi starea înaintea lui Dumnezeu. Și acolo eu m-am recunoscut, Doamne. Și încă o dată spun, aveam 24 de ani și nu omorâsem pe nimeni. Dar mai mințeam și mai... Ca tot om. Grozav! Deci e grozav. Astea sunt păcate grozave. Oamenii nu realizează cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și nu vorbim aici de crimă. Vorbim aici de a blestema sau de a minți sau de a spune atâtea lucruri murdare cu gura. Și apoi am văzut că sunt un om pierdut. Da? Sunt un om, Doamne, chiar m-am dus la omul acela și am zis, Doamne, mai e vreo șansă pentru mine? Pentru că la muntele de păcate care s-a ridicat în fața mea, am crezut și am știut că sunt un om pierdut. Și acolo a venit vestea cea bună. De fapt, Evanghelia este vestea bună că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Deci e important să ne vedem și să ne deschidem și să ascultăm de Dumnezeu. Un lucru foarte important a spus, pentru că oamenii se întreabă ce veste bună. O veste bună întotdeauna vine atunci când se întâmplă ceva rău în viața ta. Adică corect, ai o veste rea. Corect. Acum oamenii confundă și în România și în țările occidentale și din America, de fapt, a pornit Evanghelia Prosperității, care spune că Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste în totul. Dumnezeu îți dă bani, Dumnezeu este bogat în îndurare, în bunătate și tot ce cere, Dumnezeu ne dă. Se folosesc de anumite versete scoase din text și din context și fac pretextele lor. De aceea zic că Dumnezeu mai întâi ți arată starea ta de păcătos și apoi vine cu vestea bună și apoi este exact. Dragoste. O altă întrebare care aș vrea să vă pun, călcând puțin pe terenul pe care dumneavoastră l-ați iubit atât de mult, boxul. Cu siguranță încă vă mai aduceți aminte cu exactitate tacticile de apărare, tacticile de atac împotriva sau celui cu care luptați în ring. Acum trecând pe tărâmul spiritual, credeți că noi, ca și creștini, trebuie să apărăm cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea trebuie să și atacăm? La un moment dat, Apostolul Pavel vorbește că noi suntem ca și niște ostași înscriși la oaste. Cum vedeți lucrul acesta?
Da, deci mă gândeam în timp ce vorbeați la ceea ce spune Apostolul Pavel în cea din tâi epistolă pe care o scrie Corintenilor la capitolul 9. Spune el la un moment dat, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Și apoi spune, nu știți că toți cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. E, la întrebarea asta, alergați dar în așa fel, în ce fel? După rânduială. În sala de antrenament, eu trebuia să respect programul de antrenament. Programul de antrenament care începea cu încălzirea, începea cu toate exercițiile pe care antrenorul le pregătea cu multă minuțiozitate. O disciplină era foarte dură. Foarte dură, foarte dură. Și mi-aduc aminte că unul din exercițiile pe care, vă spun, am ajuns să urăsc exercițiul ăsta, dar era foarte important, pe care antrenorul, sau la care antrenorul ținea foarte mult, te punea câteodată o oră și ceva. Era studiu în oglindă. Aveai o oglindă în față și în oglinda aia tu trebuia să te așezi în gardă, da? Eu eram dreptaci și cotul la un boxer dreptaș, cotul drept trebuie să stea pe ficat. Dacă el se ridică de acolo, lovitura în ficat este meci terminat. Deci orice detaliu cât de... Deci orice detaliu. Și acolo în oglindă tu îți verificai poziția, cotul să fie pe ficat. Apoi barba nu trebuia să stea așa, ci trebuia să stea în piept. Pentru că din barbă se cade, nu are importanță câte kilograme ai, da? Acum, să mă iertați că vorbesc un pic pe planul ăsta fizic. Tehnic. Sper să tinerii să nu... N-am să mai spun mai multe lucruri. Era foarte importantă garda, da? Foarte importantă. Pentru că garda te apăra, te ferea de loviturile năpraznice ale adversarului. Pe plan spiritual, studiu în oglindă, adică studiu în cartea aceasta e foarte important. Pentru că aici, în cartea aceasta, te vezi pe tine și îl vezi pe el. Te vezi pe tine unde ești descoperit și vezi ajutorul care vine de la el. E foarte important studiu în oglindă. De aceea, de multe ori în Scripturi, și un verset care îmi vine acum în minte este din Psalmul 119, îmi vine în minte pentru că nașterea mea din nou a fost cu rugăciunea din Psalmul 119. Adică am transformat toate cele 176 de versete ale Psalmului 119 într-o rugăciune. Eu nu știam să mă rog. Dacă n-am văzut ce cuvinte sunt acolo, m-am identificat. Și atunci eu mă rugam cu acest. De aia mi-e drag Psalmul 119 și îl iubesc foarte mult. Spune în versetul 105, cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea și o lumină pentru picioarele mele. Foarte important studiul. Pentru că aici tu îl vezi pe el și te vezi pe tine. Îl vezi pe el cât de mare este și te vezi pe tine cât de mic ești. Și apoi în cuvântul lui Dumnezeu găsești toate armele de care ai nevoie. În lume o armă foarte importantă pe care mulți o folosesc este aroganța, este mândria, este iubirea asta de sine. Cuvântul lui Dumnezeu are o altă armă, e smerenia. Dumnezeu nu dă har decât celor smeriți. Și doar dacă ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ne putem împotrivi celui rău și el fuge de la noi, așa cum ne învață. Chiar Apostolul Pavel vorbea de armătura lui Dumnezeu. Exact. Să avem, să nu lipsească nimic. Exact. Nici coiful, nici... Permiteți-mi un pic să mă întorc la ascultare, că deodată mi-a venit în gând cât de importantă este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Mergeam odată cu mașina și Dumnezeu în bunătatea lui a stat de vorbă cu mine. De exemplu, normal că o să asculte și oameni din lume sau oameni care nu sunt obișnuiți cu limbajul acesta duhovnicesc. A stat de vorbă cu mine în duhul meu, da? În gândul meu. Nu că a vorbit din exterior, nu, în lăuntrul meu. Deodată un gând m-a întrebat. Îți aduce aminte când luptai pentru titlul în sala Floreasca? M-am gândit, dar de unde e gândul ăsta? Și era de la Dumnezeu. Și am dat curs gândului. Da, mi-aduc aminte. Vorbeam în gândul meu. Îți aduce aminte că erai cu adversarul tău în tribună și în tribună erau peste 2000 de spectatori? Mi-aduc aminte. Îți aduce aminte că antrenorul tău de la colț îți dădea sfaturi și tu l-auzeai perfect? Și da, mi-aduc aminte. Dar cum îl auzeai? Pentru că 2000 de voci
acoperă o voce. Dar dacă strigă 2000 de oameni, o voce nu se mai aude. Și erau toți plini de zel. Și erau toți plini de zel, pentru că făceau o gălăgie fantastică. E, cu toate astea auzeam. Și gândul, Dumnezeu mă întreabă în gândul meu, dar cum de-l auzeai? Și atunci am spus, Doamne, păi cunoșteam vocea foarte bine, că de ani de zile, nu? Mă întâlneam cu el în fiecare zi în sala de antrenament. Cum să ne cunosc vocea? Și atunci Dumnezeu mi-a spus așa, dacă e să te întâlnești cu mine în fiecare zi, prin această oglindă, prin această carte, ai să poți să-mi recunoști vocea din miile de voci care sunt în jur. Și atunci am înțeles cât de importantă este părtășia cu Dumnezeu, cât de importantă este să îți formezi urechea, nu asta, dar asta auzim, aia din lăuntru, urechea inimii, să ți-o formezi, să discerni glasul lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu. De e foarte importantă ascultarea, dar ascultarea vine după ce urechea s-a format. Vedeți? Acum, sunt căsătorit și de multe ori frumoasa mea soție plângeau copiii, mă uitam la ei, mă, nu știam ce să-i fac, bana mea. Ea se ducea și îl liniștea imediat. De ce? Ureche de mamă. Un medic vine cu minunea aia, stetoscopul ăla, dacă nu greșesc eu, și pune, ascultă, aude. Păi eu dacă aș asculta, mă bag. De ce? Ureche de doctor. Te duci la... Acum mulți oameni merg la simfonie. Dacă mă duci pe mine la simfonie, mă uit ca... Deci nu real. Dom'le, o ureche specială, înțelege. E la fel, poate să audă glasul lui Dumnezeu numai o ureche duhovnicească, dar urechea duhovnicească se formează prin părtășia cu el. Vorbeați înainte de bătălia aceasta spirituală și vedem acum tot mai mulți tineri care intră în depresie, intră în anxietate. Apostolul Pavel spunea că mă lupt ca unul care dau cu pumnul și nu dau cu pumnul în vânt. Deci cumva cunoștea strategiile diavolului. Și am văzut că diavolul acum atacă foarte mult la nivelul minții. Cum poate un tânăr să câștige bătălia la nivelul minții dacă nu citește din cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-l cunoaște? În primul rând, pentru tineri, și vă spun asta ca unul care sunt tată și care am și doi copii, acum sunt mari, unul dintre ei s-a căsătorit și am ținut tare mult să-i spun asta de când eram mic. Să-L caute pe Dumnezeu și să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu. Desigur că în casa noastră citeam cuvântul, da? Când ei au fost sub autoritatea mea. Ne întâlneam, citeam din cuvânt, ne rugam împreună, cântam, mergeam la biserică, totul incredibil, foarte bine. Dar dacă tânărul nu are o întâlnire personală cu Dumnezeu, el nu va rămâne pe calea asta. Va deveni fie un om religios, că, domnule, așa sunt părinții, așa sunt și eu, și asta e foarte dăunător, fie se va duce în lume. Băiatul meu, la 10 ani, a cerut o întâlnire cu Dumnezeu. Eu l-am sfătuit. Uite, roagă-te! Vreau să te întâlnesc. Tu nu-l vezi, dar el te aude și te și vede. La 10 ani. Și la 13 ani a avut o întâlnire fantastică cu Domnul. Mărturia lui este pe internet, Daniel Tofan îl cheamă, și are o mărturie fantastică. O să cum, o pun în video. El a cerut o minune imposibilă. Aproape pentru noi, ca oameni, imposibilă minune. Dar Dumnezeu a făcut-o pentru el. Și atunci el a spus așa, Doamne, dacă faci minunea asta pentru noi, eram într-o situație ca familie, a spus, eu am să te urmez toată viața mea. Și Dumnezeu a făcut pentru el o minune. Foarte important ca tânăr să cere o întâlnire cu Dumnezeu. Doamne, vreau să te întâlnesc. Mi-a spus tata, mi-a spus mama, perfect, e extraordinar. Mi-a spus pastorul la biserică, foarte bine. Dar, Doamne, vreau să te întâlnesc. Vreau să am o întâlnire cu tine. Apostolul Pavel era un om religios. Făcea, a ajuns să facă, să închidă pe oameni, da? Până când s-a întâlnit personal. Când tânărul, când omul are o întâlnire personală cu el, atunci lucrurile se schimbă, relația se încheagă. Vor fi căderi, vor fi înfrângeri și vă spun din viața mea personală, dar întotdeauna El vine să te ridice. Spune și cuvântul lui Dumnezeu, cel neprihănit cade de 7 ori, de 7 ori se ridică. E foarte important și apoi, așa cum ați spus, în Psalmul 119, revin la Psalmul 119, zice cuvântul, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu mai păcătuiesc. Păi numai cuvântul ăsta, versetul ăsta, dacă îl aplici în viața ta, e fantastic. Păi în momentul, vedeți, fratele meu, mi-am adus aminte de asta, eu eram copil, mă cam chelfănea așa, mă cam... De-aia ai țipit boxul. De-aia m-am și dus la box, ca să nu mă mai... Mă cam bătea când eram copil și odată... Nu m-a refășat, că niciodată nu ne-am certat, noi am avut o relație și avem o relație deosebită niciodată. Ne-am respectat ca frați. Dar mi-am adus aminte de... Și foarte important,
Îmi spune, eram mic, poate aveam 9 ani, 10 ani. Mă zice, du-te scoate aerul din sticla aia de pe masă. Eu m-am blocat. Știam că dacă nu fac, o primeam. Băi, cum să scot aerul din sticla? Am luat și eu sticla. A început să râdă. L-a amuzat prostia mea. Mi-a luat sticla din mână, s-a dus, a umplut-o ochi cu apă și a zis, mă, așa se scoate aerul dintr-o sticlă. De fapt, a vrut să-i aducă sticlă cu apă. E, vedeți, după mai bine de 30 de ani, mi-am adus aminte de lucrul ăsta. Și mi-am adus aminte că la nunta din Cana, Domnul Iisus a spus, umpleți vasele acestea cu apă. Și zice, le-a umplut până sus. Și în Corinteni 2, 2 Corinteni la capitolul 4, zice, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Dragii mei, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Un om care e plin de cuvântul lui Dumnezeu, el preface apa în vin. Adică te umple de Duhul Sfânt. Eu nu cred în umplerea, sau Dumnezeu te poate umple cu Duhul Sfânt, dar dacă în tine nu e cuvânt, tu nu vei rezista. Pentru că el, cuvântul, te conduce, te călăuzește, Duhul Sfânt te călăuzește prin cuvânt. De aceea e foarte important cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care bagă apă într-o sticlă, pune niște gunoaie într-o sticlă și începe să lași un furtun acolo să umple sticla aia, ea va scoate toate gunoaiele afară. Da? Da? Și apa va deveni curată. În noi, Domnul a spus, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Eu am înțeles asta după mulți ani, chiar după ce m-am pocăit, m-am luptat cu păcate. Pentru că nu e așa, bați din palme și gata, de vin o să... Nu e așa. Vin ispite multe și diavolul nu va căuta să bată la o ușă pe care tu nu l-ai scos afară. La mine nu va veni niciodată cu băutura. Dacă eu n-am băut, eu n-am fost prieten cu băutura, n-am avut probleme cu... Muram, mi-era scârbă de alcool, nu am suportat. Dar va veni acolo unde eu am fost, unde a fost repetent, de exemplu. Am un om foarte mânios, foarte să mă răzbun, să... Acolo vine să te atace. Acolo vine să, înțelegeți, vine acolo unde tu ai fost slab, unde el a ieșit, tu l-ai dat afară, pe ușa aia, pe acolo vine. Ei, acolo trebuie întărit, trebuie întăritură. Cuvântul tău este o întăritură, da? Este, noi ne întărim, ne zidim prin cuvântul lui Dumnezeu, e foarte important. Dar un lucru important este ca să ne rugăm lui Dumnezeu, nu să-l citesc mecanic, că unii din păcate citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru întuneric. Ei n-au lumină de la Duhul Sfânt și îi citesc mecanic. De-aia mulți nici nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, când deschizi cartea asta, fă o rugăciune. Doamne, te rog frumos, ajută-mă, Doamne, să pătrund în mine cuvântul ăsta. Să-l iubesc, Doamne. Poate nu se va întâmpla imediat, dar ai să vezi că se va întâmpla. Și ai să vezi că te îndrăgostești de cartea aceasta, mai ales când vei vedea că prin cuvânt Dumnezeu te sfințește. Prin cuvânt. Frate Vasile, ați vorbit foarte frumos și ați acceptat foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Cred că ați repetat în tot acest podcast de cel puțin 30, dacă nu probabil mai mult. Acum există totuși un revers al medalii. Sunt oameni, în special tineri, fiindcă tot am vorbit de tineri, care au dorința să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși mergând la biserică sau pur și simplu văzând părinții. De ce nu? Sunt cazuri care își văd părinții care sunt religioși, dar în acasă se ceartă și fac lucruri care Biblia nu le condamnă. Cum putem să îi sfătuim, dumneavoastră, să le spuneți ce sfat le-ați da ca să dea această baricadă la o parte și să îndrăgească cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ei sunt practic ca o plantă care are rădăcine uscate, vrea să crească, dar lipsește apa, lipsește ceva. Acum eu nu aș da un sfat tinerilor, eu aș da un sfat părinților. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e foarte important și eu vă spun din propria mea experiență. Am făcut greșeli față de copiii mei. Dumnezeu m-a atenționat. Eu i-am spus lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă copiii mei nu vor merge pe cărarea care duce în împărăția ta, nu mai predic Evanghelia. L-am hotărât. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus așa, dacă îți faci partea, eu îmi fac partea. Adică dacă ești atent cum ești la biserică să fii și acasă, atunci e foarte important când copilul vede că ceea ce ești la biserică ești și acasă. Deci sfatul pe care l-aș da părinților, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie o bună mărturie pentru copii. Pentru că în proporție de mai bine de 90%, eșecul copiilor este vina părinților. Pentru că ce au văzut copiii, aia au mers. Dacă copiii au văzut în casă o religiozitate, ei au
lepădată, urăsc așa ceva. De-aia e foarte important pentru noi ca părinți să trăim cuvântul lui Dumnezeu, să fim modele pentru copiii noștri, să chiar să avem puterea de a merge la copil și a-i spune: tata, am greșit aici, te rog să mă ierți. El va aprecia asta. Tata, am greșit, uite, am făcut aia, te rog să mă ierți. El va vedea și va aprecia și va călca pe urmele Domnului, 100%. Frate Vasile, mulțumim pentru timpul care ne l-ați acordat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu toată dragostea. Vă mai așteptăm și aici în Madrid. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră lucrarea care o faceți și vă mulțumim din toată inima pentru timpul acordat. Mi-ar place să facem o emisiune odată cu mărturiile celor care au ieșit din închisori. Și astăzi sunt copii al lui Dumnezeu și îl slujesc pe Dumnezeu. Mi-ar place tare. Doamne ajută! Vă mulțumim! Binecuvântat de Domnul! Vă mulțumim!